O fată de 16 ani la momentul sesizării, începând cu vârsta de 8 ani, a fost violată periodic de fratele ei. Îl reține pe băiat și îl arestă. Îmi spune cum tatăl său obișnuia să întrețină relații sexuale cu mama lor în fața copiilor, deseori folosind violență. Îmi spune cum a fost alungat de acasă de foarte multe ori, cum și-a petrecut nopțile în scări de bloc. S-a uitat la mine și mi-a răspuns scurt: înțeleg, îmi faceți treaba. Mi-am dat seama că am în fața mea un om căruia viața nu i-a oferit nicio șansă. Un om care a trecut prin greutăți pe care niciunul din această sală nu le poate înțelege.